Bună ziua! La ședința de astăzi sunt prezenți 16 consilieri din totalul de 21 în funcție. Aș vrea să vă supun la vot proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Unanimitate. Vă supun spre aprobare primul proiect al ordinii de zi, întocmit în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local. Cine este pentru? Unanimitate. Vă mulțumesc. Punctul 2 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investiții finanțate din bugetul local și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local pe anul 2016. O să propunem să votăm de anexe, nu? Ce uiți avizul prima dată? Avizul. Comisia de... Avizul este favorabil cu o îndreptare eroare materială la anexa 2. La 20.0301 cană pentru oameni, în dreptul de la acea linie, sumele au fost decalate cu mai jos pe linie sau s-au dus în subsol. Sunt corecte doar că trebuie... Ridicat unul. 20.0303 coboră, da. Practic, coboră mai jos. Exact. Trebuie să coboră mai jos ca să corespundă sumelor înscrise. În rest, avizul este favorabil și, așa cum ați propus, votăm pe anex. Menționez că la anexa 2, cea cu spitalul, nu participă la vot. Da. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Supunem la vot. Anexa numărul 1. Cine este pentru? Anexa numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Anexa numărul 3. Cine este pentru? Anexa numărul 4. Pentru? În unanimitate sunt discuții, domnul Andrei sau domnul Andrei? Anexele votate în unanimitate. Da, asta vreau să spun. Atâta timp cât au fost în unanimitate și având în vedere faptul că este o ședință de andată, nu putem avea niciun alt fel de discuții. Domnul primar... Dar eu vreau să fac o precizare vis-a-vis de această rectificare. Știți că luna trecută am fost în imposibilitatea de a asigura în totalitate banii pentru persoanele cu handicap la însoțitori. Drept urmare, pentru că banii nu au fost rectificați de la nivel național, am luat din bugetul local și am dat 50% din sume pentru a-i ajuta pe oameni și să nu îi lăsăm într-o stare disperată. În momentul de față, la sfârșitul lunii noiembrie, m-am deplasat la București cu un memoriu pe care l-am făcut către Guvern, la Ministerul de Finanțe. Am susținut acolo necesitatea plății în integralitatea banilor pentru persoane cu handicap și pentru persoanele și pentru personalul de învățământ. Vreau să vă informez pe această cale, prin dumneavoastră și prin mass media, toți banii pentru handicap i-am reușit să-i obțin de la București, la Guvernul Cioloș și la Ministerul Educației, cu toți banii pentru învățământ. Profesorii, personalul didactic auxiliar și nedidactic, personalul însoțitor pentru cei cu handicap au banii tot până la sfârșitul anului, am asigurat toate sumele. Mai mult decât atât, am reușit să obținem sume bune și pentru rectificări bugetare, pentru urgențe pe care le avem. Așa încât consider, sperăm să primim o sprijin de la Consiliul Județean, să fie o echilibrare corectă și onestă și în acest caz am putea spune că am putea să încheiem în cele mai bune condiții acest an calendaristic 2016. Sper că această echilibrare să se facă, cum spuneam, onest pentru toate OAT-urile din județul Neamț, pentru că în aceste OAT-uri trăiesc oameni și sunt nemțeni cu toții, indiferent de orientare politică, drept pentru care sperăm să facem o chestie corectă, dreaptă și frumoasă pentru întreg județul, într-o administrație care lucrează onest pentru cetățean. Vă mulțumesc frumos, ceea ce depinde de mine am făcut, am rezolvat aceste probleme, astăzi am rectificat, va fi trimis bugetul la Direcția de Finanțe și la Trezorerie, astfel încât să fie operațional și la sfârșitul acestei săptămâni fondurile deja sunt îndrepti către beneficiari. Vă mulțumesc frumos și vă urez o zi bună tuturor. Acestea fiind spuse, declarăm închise lucrările și anunțile de astăzi.